Bine v-am regăsit, oameni frumoși! Mă bucur să fim din nou împreună și astăzi o să vă vorbesc eu personal despre ceva ce mă îngrijorează și pe mine, câteodată mă supără, alte ori mă gândesc că nu e treaba mea, în alte situații mă confrunt trebuie să folosesc un eufemism aici, dar nu o să folosesc. Sunt situații în care se întâmplă lucrurile într-un fel. Și atunci am ales ca astăzi să vă vorbesc despre mămici și copii, sau copii și mămici și obiceiurile sănătoase, ca să nu pun partea negativă. Este parte din proiectul meu Mișcarea Esența Creației, însă în acest context, această tematică o voi aborda în mai multe episoade, ca să numesc așa, și astăzi, în mod special, mă voi adresa unei tematici care ține de masaj și de, poate, de efectele, de beneficiile și de ce este important, de ce e important masajul și mișcarea la nou-născuți, la bebeluși. Și mi-am scos foarte multe idei pentru că n-am vrut să mă împrăști, deși recunosc că sunt atât de multe lucruri pe această tematică, încât în cele 20 de minute sau 30 de minute cât mi-am propus eu să vă vorbesc, nu este timp suficient, dar o să vă spun că am plecat de la gândurile mele din ultimii ani și cred că sunt 10, nu sunt doar 2-3, în care lucrurile se întâmplă într-un fel nefiresc sau nepotrivit sau anormal sau îndepărtat de ceea ce este natural și firesc, așa cum este și acum. Eu am venit cu ploaia astăzi la Centrul Cultural din Pitești și așa este firesc. Este firesc să fie ploaie, să fie abundență, să fie bucurie. Deci, haideți să vedem cum putem noi să ne întoarcem către ceea ce este firesc atunci când vorbim de creștere, de educare, de dezvoltarea armonioasă a copiilor. Evident că ea începe din burtică, poate chiar dinainte, spun unii specialiști care merg dincolo și au această viziune a spiritului. Însă, pentru noi, mai concret, este partea pe care noi o vedem de când copilul se formează în burtica mamei. Și în ultima perioadă am auzit foarte frecvent mame care nu mai fac lucrurile într-o coerențe care se ducă acolo unde am spus, la dezvoltare și creștere armonioasă. Fiziologia copilului presupune niște pași, presupune niște stadii în evoluție și este important ca noi să-i urmăm, chiar dacă nu-i cunoaștem noi personal ca și părinți sau ca viitor părinți. Și anume, depășirea acestor pași sau neintroducerea lor în programul zilnic al părinților nu este doar un singur punct. Mai grav este că părinții vin și introduc elemente noi și chiar vreau să punctez acest element nou, este telefonul, în mod special telefonul, sigur, televizorul și alte situații, dar de mic, așa de bebeluș, este introdus acest element nou. Deci nu numai că se sară anumite etape, ci sunt și introduse elemente noi care sunt dăunătoare, cum să le spun, copilului atât de mic. Cea mai mică vârstă la care am văzut eu personal, și nu vreau să spun din auzite, este un bebeluș de 3 luni care avea telefon lângă el și care se uita și, mă rog, este foarte greu pentru mine să-mi exprim acum această nemulțumire și nu vreau să o transform într-o emisiune tragică, ci într-una veselă, bună, așa abundentă, cum am spus, ca și ploaia. De ce? Pentru că există această față a monedei întotdeauna. Am mai vorbit noi aici, în cadrul acestui proiect, despre moneda cu două fețe, cu bun și cu rău, cu pozitiv, cu negativ, cu lumină, cu întuneric, cu frumos, cu urât și așa mai departe. Deci există și această situație, oamenii se pot alege cum doresc. Dar uite că suntem aici să tragem și noi niște semnale de alarmă sau să punem niște teme de reflecție, așa cum am mai spus până acum. Și mi-am notat eu aici că este important să povestesc atunci când vorbesc cu părinții la cabinet, ei îmi spun că ei fac așa, dar vecinii, prin comparație, adică alți părinți, la ei e mai rău. Și atunci sunt aceste două situații în care ei fac ceva, dar sunt alții care fac mai rău.
Dar nu ne ajută treaba asta. De ce masajul? Pentru că este un instrument și este un mijloc important al legăturii care începe să se creeze între mamă și copil. Și în mai multe notițe, să știți, am făcut această precizare, mamă, pentru că și aici este un alt punct de discuție, dar vreau să vorbesc acum. Mama este cea care face aceste lucruri, chiar dacă noi vrem să facem lucrurile altfel. Nu este tatăl cel care face masajul, care hrănește copilul, care nu atât de mic în niciun caz. Fiecare, și vreau să vă gândiți la rolurile fiecăruia, adică ale bărbatului și ale femeii, sunt diferite și funcțiile pentru care noi am fost creați, și mă întorc din nou la creație, la natural, la firesc, la așa cum este în natura, uitați-vă că o lupoaică nu hrănește tatăl pui, sau mă rog, poate încearcă, că avem niște lucruri în istorie, dar un alt animal care are puiul lui, da? Mama este cea care îi hrănește, adică să nu ne întoarcem și să fim atenți și la acest aspect, o să-l discutăm altă dată, poate doar pe acesta, ca să avem mai mult timp. Nou-născutul are nevoie de câteva lucruri. Are nevoie de a fi alăptat, adică de a se hrăni, are nevoie de a se fi îngrijit corporal, adică de a se face baie și masajul respectiv, și de a fi schimbat. Evident, de a se odihni, da, de a dormi. Doarme foarte mult, așa, de când se naște, mai mult doarme decât mănâncă și face altele. Deci, nevoile lui sunt foarte puține, așa încât este timp și pentru mamă să se refacă și să poată să găsească cele mai bune soluții de a interfera cu copilul ei. Chiar dacă este la al doilea sau chiar dacă este la al treilea, tot este nevoie de acest timp. În această perioadă, nou-născutul este supus unor transformări, unor adaptări la mediul acvatic, acela din care vine, la cel pământean, cel în aer, în natură, și este nevoie de timp. Prima lună este într-adevăr covârșitoare, pentru că pentru amândoi, pentru mamă, dar pentru toată casa, dar în mod special pentru mamă și pentru copil. Și această situație în care el se adaptează este cumva predictibilă pentru mamă, dacă este atentă și dacă este aproape de copil. Dacă, așa cum am menționat, motivul pentru care fac această emisiune este îndepărtarea și introducerea altor elemente care să susțină cumva liniștirea copilului, cum ar fi telefonul sau televizorul sau orice altceva, atunci mama nici nu are timp să vadă ceea ce se poate întâmpla cu copilul, pentru că în prima lună de viață se pot vedea și anumite defecte, anumite situații congenitale care nu sunt la vedere din prima zi de naștere. Neonatologul poate să vadă niște aspecte, dar sunt și altele care în prima lună de viață de obicei apar. Evident, unele apar mai târziu, însă ne referim la acestea. De aceea este important ca această primă lună contactul să fie extraordinar de puternic și de activ, și acesta se face și prin acest masaj care, repet, în ultimii ani este lăsat la o parte, deși sunt foarte mulți specialiști care se ocupă de asta. Am căutat pe internet, pentru că atunci când am făcut această cercetare pentru tematica de astăzi, am vrut să văd ce se scrie în internet. Și să știți că majoritatea celor care scriu nu au autor. Există masaj bebelușului, diversificare, multe lucruri care se scriu, mai ales despre masaj, dar nu numai, și nu sunt autori. Foarte puține video, sau bine, la video trebuie să știi cine este, dar foarte puține articole sunt semnate. Majoritatea sunt copiate sau traduse, unele sunt traduse prost. N-am vrut să le scot ca să arăt treaba asta, dar chiar există așa, să știți. Unele sunt traduse, nici nu înțelegi. Dacă nu ești de specialitate, mă rog, poți să citești așa, dar nu înțelegi. Și atunci este important să știți acest aspect. De unde vă luați informația? Pentru că foarte mulți părinți vin și la mine la cabine și asta spun, că ei s-au uitat pe internet sau că ei o să facă ceva acasă, recuperare după internet. Lucrurile nu sunt așa și o să vedeți în linii mari cât,
cât de multă cunoaștere, cât de multă experiență este necesar pentru un simplu masaj, așa cum îl numim unii dintre noi. Mi-am notat aici ceva important. Aceste lucruri pe care noi le putem vedea în prima lună, dar și ulterior, să știți că sunt, dacă nu le vedem, pentru că nu suntem în conexiune cu copilul, ele au consecințe pe termen mediu și lung. Ceea ce imaginați-vă este foarte dureros. Sunt unele lucruri care se văd abia după un an. Ori este greu să intervenim după un an. Nu e imposibil, dar este. De felul în care este îngrijit copilul în primul an de viață depinde dezvoltarea, creșterea și dezvoltarea armonioasă a acestuia și de obicei primul an de viață și ceea ce se pune în primul an de viață are legătură cu următorul an. Adică dacă în primul an de viață facem anumite lucruri copilului, noi le vom vedea în anul următor. Dacă între un an și doi facem anumite lucruri, le vom vedea între 3 și 4 și așa mai departe. Adică ceea ce noi facem acum are bătaie lungă, cel puțin medie sau lungă. Asta este educația, o faci acum, dar cel mai bine o vezi în câțiva ani și este important să ținem cont de acest aspect. Din nou, un punct de reflexie legat de această creștere și dezvoltare în armonie. Și este important de spus că atunci când copiii se nasc, ei pot avea parte de o îngrijire care eu mă consider în trei direcții. Una în exces, una în lipsă și una în armonie. Acum fiecare o să se gândească la ceea ce face în acest sens, însă, după cum vă dați seama, nu este bine nici să fii în exces și nici în lipsă. Armonia nu este greu de găsit, spun unii, alții spun că este extraordinar de greu, unii spun că nu găsesc toată viața acest echilibru, această naturalețe, acest firesc al creației. Și este bine să aveți din nou o temă de reflecție vis-a-vis de cine ne îndrumă pe noi către aceste standarde, către această normalitate. Sunt foarte mulți oameni care ne dau standarde în orice, inclusiv în creșterea și educarea copilului. Avem protocoale, avem standarde și mi-am pus întrebarea nu odată de mai multe ori și vreau să o împărtășesc și cu voi legat de un paradox care se întâmplă, că vrem să fim tratați ca indivizi, individualizat, însă în același timp arătăm și gândim după standarde, după protocoale. Și de curând am văzut o emisiune în care o psihologă spunea ceva de genul vreau să am nasul numărul 2 din catalog sau buzele numărul 5 de tot din catalog. Vă imaginați că lucrurile acestea sunt foarte grele și foarte dificile, iar asta nu înseamnă natural, asta nu înseamnă armonie. Este doar un gând și e important să vi-l puneți cu semn de întrebare și să vedeți dacă și pentru voi înseamnă echilibru aceasta al lipsei catalogului, a nu ne uita la catalog. Sigur că dintotdeauna exista standarde și referințe, însă referința de bază și referința supremă este chiar sursa, creatorul. De aceea, cu mult timp în urmă, am auzit un lucru care m-a marcat și pe care pot să-l spun, că deși l-auzisem cu mult timp înainte, cu foarte mult timp înainte, n-am știut să-l înțeleg. Și atunci când maestrul meu în arte marțiale mi-a spus că nu știi ce să faci, uită-te în natură. Vă spun că acum am înțeles foarte mult ce înseamnă acest când nu știi ce să faci, uită-te în natură. Despre asta am vrut să vă vorbesc acum, în mod special, creșterea și educarea copilului este în noi și nu că nu am avea nevoie de referințe, dar nu trebuie să fie absurde și ele nu trebuie să fie în extreme, nici în plus și nici în minus. Adică nici să lăsăm copilul că, oricum, dacă îi dau prea multă atenție, înseamnă că cumva devine răsfățat și se întâmplă lucruri altele, dar nici să-i dau prea multă atenție în așa fel încât să-l sufoc și el să nu poată să fie, să devină autonom, să devină independent și să-și câștige și el încrederea în sine și să se manifeste.
În acest sens, să știți că mi-am notat câteva întrebări și vreau să vi le adresez, care țin de, din nou, de aceste protocoale și de aceste referințe. Pentru că de curând am văzut, și vreau să amintesc pe doamna profesoară Ileana Vasilescu, am văzut o postare a dânsei care ne duce către gândul la această situație în educație, pentru că creșterea unui copil de la naștere este parte din educație și nu întâmplător se spune cei 7 ani de acasă, aceștia îi aparțin în mod special familiei și mamei, fără a le exclude pe tată. Este important. Nu le excludem, dar rolul mamei este covârșitor. Și doamna profesoară Ileana Vasilescu a făcut o postare foarte frumoasă despre educația care se face foarte mult verbal. Și noi știm cu toții că în comunicare partea verbală este doar 7%. Dacă puteți, căutați-o și citiți acest articol pe care l-a scris acum câteva zile, este extrem de important pentru că ne vorbește despre modelul personal în educație și ne întoarce din nou la ceea ce spuneam, de ce masajul, de ce este important și de ce trebuie făcut și nu trebuie exclus din educația copilului, dacă pot să mă exprim așa, din beneficiile pe care le asupra sănătății în cele 3 aspecte, psihic, suflet și corp. Și dacă ne gândim că modelul este unul important și că 97% înseamnă non-verbalul, atunci iată că e important să urmăm ceea ce am spus și am repetat, să ne uităm în natură, să ne uităm la ceea ce se întâmplă firesc, ca să putem să creăm această dezvoltare și creștere armonioasă. Și întrebările ar fi așa: cum de am ajuns în această situație? Cum să nu putem să rămânem însărcinate ca femei? Cum să nu știm să fim, să naștem natural? Cum să nu știm să alăptăm? Cum să nu știm să hrănim copilul? Cum să nu știm să facem diversificarea? Când să introducem o mâncare solidă? Cum să spălăm copilul? Când să-i facem baie? Cum să nu știm să-i facem un masaj? Eu vreau să spun aici că este important să ne gândim un pic la noi ca femei și la cum suntem structurate. Din nou, ne întoarcem către natural și firesc. Cum suntem structurate? Suntem structurate în a face lucrul ăsta? Evident că da. Chiar dacă acum ne vin aceste standarde, această schimbare de gen, sunt, nu știu, 68-69 de genuri, mă rog, noi, eu știu 2, mai știm, hai să zic 3, da, până la 60 și ceva, gândiți-vă, sunt extraordinar de multe genuri și atunci să ne gândim cum noi ca femei, că e în noi să fii mamă, e în tine ca femeie să fii mamă, e în tine să ai instinctul de a lăpta, sigur că ai nevoie de îndrumare, dar să nu divagăm și să ne ducem atât de departe, în așa fel încât trebuie obligatoriu cineva să ne dea lecții, cineva să ne învețe, cineva să ne spună cum să le facem pe toate, cum să rămânem însărcinate, dacă se poate artificial, că de aceea vorbeam de firesc și natural. Cum să naștem dacă se poate artificial și, nu știu, o statistică, dar să știți că cele mai multe la mine la cabinet, din 100% să spun femeile care vin cu copii și pe care le întreb cum au născut, cred că 80%, dacă nu mai bine, au născut artificial. Deci, naștem artificial, alăptăm, adică hrănim artificial. Nici nu mai spun câte lucruri nu facem artificial, că vi le imaginați și voi singuri. Fac această analogie și această referire și am pus aceste întrebări tocmai pentru a ne gândi la importanța firescului, la ceea ce este clar că trebuie să urmăm. Noi toți știm că masajul bebelușului se face așa, adulți fiind, da? Copii, dar poate chiar și copii, am văzut la alții. Mergând în vizite, vedeam că bebelușul mic, da, se spală. Și că era cineva mai mare, mai în vârstă, de obicei era o moașă a satului sau o femeie mai în vârstă din comunitate, nu știu, de la bloc, sau care venea și învăța mămica tânără să facă aceste lucruri. Eu mi-aduc aminte în familia mea că se preda de la bunică către mamă și așa mai departe, eventual o mătușă. Cred că ați prins și voi mulți dintre voi această situație și să știți că vă îndrum ca să vedeți că ceea ce eu vorbesc este real și încă este real în lumea a treia, cum o numesc alții, în Africa, în Asia, în India.
am văzut filmulețe multe și am vrut să caut un filmuleț care mi s-a părut atât de relevant, în care copiii se spală pe picioare, mamele, sau de obicei nu-s mamele, de asta sunt mai ales la primul născut, sunt bunicile, sunt moașele, se așează într-un lighean, cu picioarele, pe scaun cu picioarele într-un lighean, picioarele sunt întinse și copilul se pune pe picioare și să-l vedeți la prima zi de naștere, la a doua, la a treia, cât de smotocit este copilul și cât de mult este frecat, masat, apăsat. Chiar am văzut un video în care un copil era pus în foarte multe plante într-o cadă, pe ureche culca pe o parte, plin de plante, plin înconjurat de plante, o apă murdară părea, și îi puneau la un moment dat și pe cap și îi explicau în video. Adică puteți să aveți această curiozitate, să vedeți că, așa cum găsiți pe internet, dacă sunteți curios să căutați mai multe, o să vedeți că masajul nu se face cu presiune, masajul nu se face de la început, de la naștere, masajul se face după ce-i cade buricul. Unii spun că după ce-i cade buricul, alții spun că nu, se face de la naștere, din prima zi, și sunt tot felul de situații în care nu mai știi ce să faci. De aceea cred că nu este internetul o sursă de informare în această situație și consider că este important să vă adresați către un specialist dacă chiar vă doriți o informație, să știți că este cineva cu experiență, cineva care a studiat niște ani și vă poate vorbi. Deci chiar vă rog să vă uitați la aceste video, mai ales mămicile mai fricoase, mai sperioase, că se poate întâmpla ceva cu copilul și o să vedeți cât este de fascinant. Chiar sunt luați, eu le spun părinților, și astăzi am avut un bebeluș la cabinet și îi spuneam bunicii, mai țineți minte cum se scoteau copiii din cadă? Zice, da, cum să nu? Luăm de gât și îi trânteam în pat. Vă imaginați ce înseamnă asta? Îi luăm de gât și îi trânteam în pat. Vine protecția copilului peste noi, că n-avem voie. Din nou, ideea este să ne gândim un pic, să nu luăm lucrurile chiar așa după standarde, pentru că nu suntem standarde și nu o să fim niciodată, oricât vor alții să ne încadreze în standarde. Și cu atât mai mult când este vorba de copii atât de mici, haideți să nu învățăm atât de mici cu surogate, cu muzica de la telefon, când pot asculta ploaia, cu muzica mamei. Chiar dacă nu știm să cântăm, nici eu nu pot să spun că am o voce exersată, că am înțeles că nu este corect să spui că n-ai voce. Și așa este, toți avem voce, doar că nu am o voce exersată. Deci mă apuc să o exersez și probabil că atunci, dar am cântat copiilor mei, să știți, și am cântat așa cum am priceput. Copiii m-au recunoscut și s-au bucurat de fiecare dată. Deci nu este o problemă asta, dacă alții au probleme, nu ascultă, dar copilul aude. Și aici este conexiunea și legătura, de aceea masajul, și revin, are un rol, un rol important. Pentru mine este vital, să știți, eu așa îl consider. Însă nu toată lumea îl consideră așa. Dar de ce îl facem? Îl facem pentru că se spune că masajul, și aici vorbim și de persoane adulte și de copii mai mari, nu contează, efectele sunt aceleași. Ele stimulează circulația, stimulează limfa, faptul că stimulează circulația, stimulează limfa, crește oxigenarea, nutrienții se împrăștie în corp, se hrănesc mai bine țesuturile și altele și altele și altele. Crește tonusul muscular sau îl îmbunătățește. Sunt foarte multe, pentru că ele derivă dintr-una într-alta. Adică, știți, ca la un domino. Am pus mâna, am atins și deja începe un lanț de beneficii asupra întregului corp. Și vreau un pic să vorbesc despre atingere, care este primul contact. Momentul în care am atins bebelușul, chiar din prima zi. Sigur, de obicei, cam 2-3 zile se stă în spital. Eu vorbesc acum de copii sănătoși perfect. Perfect în sensul că nu au nicio dizabilitate sau, da, sigur că au icterul copilului, sigur că mai pot avea câteva situații, coji, unii copii sunt plini de bubițe de coji, unii sunt foarte curați. Dar asta nu înseamnă că e patologie, da, ci este ceva fire. Deci, să zicem, primele 2-3 zile sunt bebeluși în spital, după care vin acasă cu mămica. Din prima zi se face această apropiere și acest masaj al bebelușului, zilnic. Nu există o zi, da, trei nu. Am auzit acum că la fel, nu se spală copiii. Se spală. Se spală pentru că este vorba de acest proces, de această adaptare a lui la lume, de această adaptare a lui cu mama. Este important să fim alături de el. Gândiți-vă la un lucru. Dacă nici nu-l alăptăm. Eu am văzut mămici care stau cu biberonul în mână
și așa îl țin la distanță, în cărucior, și dau așa să sugă copilul. Imaginați-vă legătura de câteva luni, un copil de câteva luni. Vă dați seama mai târziu? Deci dacă până atunci nu s-a creat această apropiere, această frumusețe a relației, că de aici începe relația, comunicarea. Da, din primele zile. Mamă, nu devii, mai ales dacă ești la primul copil. Eu vă spun asta și din experiența mea, de mamă cu doi copii. Nu apare maternitatea din prima zi. La mine, la primul copil, a apărut undeva în jur de spre 2 luni chiar. Mi-a fost foarte greu să am manifestări de dulcegări, de iubire, așa, nu știam să le spun. Când vedeam alte femei, mi se părea că sunt ciudate. Când am fost și o pusă în situație, la fel, mi se părea că nu e în regulă cu mine ceva. Și am început ușor, ușor să-mi intru în această maternitate. Deci necesită timp și un proces oricum, indiferent cât ați dori să fie mai repede sau nu. Poate că la alte persoane se întâmplă mai repede, dar important este să creăm această legătură prin masaj. Am spus că nu avem multe legături. Avem alăptatul, adică hrana, care dacă este naturală la sân, este fantastică și nu există ceva mai înălțător decât această legătură între mamă și copil. Apoi este schimbatul de scutece, că trebuie să-l schimbi pe copil și este din nou apropiere. Apoi este spălatul, care la spălat înseamnă băița și cu masajul și apoi mâncat, și somn. Asta este tot ce are copilul nevoie în primele luni de viață. Deci, haideți să ne gândim din nou că momentul în care am atins copilul este contactul cu senzorii lui. El are senzori pe el. El este încă într-o lume în care nimic nu știe, va trebui să învețe cu ajutorul tău. Tu, ca mamă, ești ghidul, ești călăuza, ești intermediarul, ești maestru copilului tău. Și atunci are nevoie de această apropiere, că altfel nu poți să-i transmiți. Nu poți să-i transmiți iubirea, liniștea, chiar dacă tu ca mamă nu ești poate în situația cea mai bună. Excluzând din nou depresia post, că acum există depresie și înainte de naștere, mă rog, există și când ești însărcinată, există și la naștere și există și după naștere. Iarăși sunt standarde. Da, este surprinzător că eu n-am știut că există această problemă în sarcină. Există această, se numește într-un fel, în scap acum, nu știu dacă este depresia, se numește într-un fel, este o, aia este după. Depresia postpartum este după naștere, dar există ceva înainte. Acum este ceva înainte în care femeile cele mai multe stau acasă, că ele sunt bolnave, că se întâmplă ceva cu sarcina. Adică nu mai este nici măcar însărcinat, nu mai este firesc și fiziologic și natural și normal. De asta spun că este de tras niște semnale de alarmă, niște, le-am numit mai frumos eu teme de reflecție, ca să gândiți-vă un pic și e nevoie să facem aceste exerciții de firesc, de normal, da? Să nu ne lăsăm duși sau măcar să ne gândim atâta, măcar să ne punem și noi semne de întrebare. Mă, dar cum o fi? O fi așa sau nu o fi? O fi invers? Pentru că legătura asta este cea pe care noi am trăit-o zeci, sute de ani, mii de ani. Asta am trăit, legătura directă între mamă și copil, nu între, prin intermediari. Și de aceea vă vorbesc acum despre aceste situații, pentru că la cabinet îmi vin copii mai mari, care au poate 3 ani, 4, 5, chiar mai mult, cu probleme de postură, cu probleme de comportament la școală, datorită posturilor, care sunt vicioase, incorrecte, și multe altele care vin de aici, tocmai pentru că nu se fac niște pași corect atunci când este necesar și când trebuie. Acum chiar trebuie ca masajul bebelușului să-l facem de la naștere. Putem să-l facem și la 3 ani. Dar dacă n-am făcut până atunci, putem să facem, putem să facem mai multe după 3 ani. Există copii care nu mănâncă și sunt crescuți cu alimente pasate până spre un an jumate, chiar 2 am văzut. Și am vorbit cu medicul ortodont pe care l-am avut invitat aici într-una din emisiuni despre această situație și despre felul în care se formează dantura, deglutiția, mai departe, bolul alimentar, cât este el de important în creșterea și dezvoltarea copilului în general, nu numai specific. Deci și aici acest masaj este
extrem de important, iar așa cum spuneam, atingerea este prima senzație pe care copilul o percepe prin acești senzori pe care ea îl împiere, simțurile, și care transmit mai departe semnale către creier. Și știți cum este, dacă te atinge cineva, ce poți să știi? Să zici, e de bine sau e de rău, nu? Dacă e de bine, dacă mama este veselă, dacă mama este bucuroasă, dacă este cald în casă sau, mă rog, situații, dar dacă mama este bine, atunci cum percepe copilul atingerea? Ca fiind una benefică, fiind una de bucurie, și către care se transmite așa o euforie, o stare, o situație pe care o transmite înapoi mamic, mama îl vede că el se destinde, că dă să zâmbească, deși nu zâmbește el în prima, a doua zi, dar are o bucurie și nu o închistare și nu o strângere, care atunci când te duci cu hai să te schimb sau hai trebuie să dau să mănânci. Aceste două lucruri copilul le percepe, și chiar dacă noi credem că el nu le percepe, el le percepe, pentru că am spus că 7% este verbalul, restul este non-verbalul, și copilul, chiar dacă nu vede, chiar dacă nu e conștient de ceea ce vede și ce aude, el simte. Și vreau din nou să vă fac o referire și să ascultați, să-l ascultați pe profesor Dulcan într-o conversație cu o moderatoare de la TVR1, cred. Să văd dacă mi-am notat. Da, Florentina Fântânaru. Și emisiunea este pe canalul de YouTube, cred că al TVR-ului, și se numește Secretul Inimii. Este extrem de important. Acolo vorbește profesorul Dulcan de această legătură demonstrată științific între inimă și creier, și această coerență, cum o numesc specialiștii, și care zice așa, este ceea ce, coerența însemnând ceea ce noi gândim, aia simț, nu, ceea ce noi simțim, aia gândim, sau ceea ce gândim, aceea simțim, ceva similar cu una faci, alta gândești, adică atunci este incoerență, atunci este haos, este invers. Și copilul simte acest lucru pe care tu îl gândești, îl simți, îl simte și el, cu inima lui. Inima având un câmp electromagnetic foarte mare în jurul ei, mai mare decât creierul, atunci simte, și de aceea este important, și de aceea copilul când este mic el simte foarte mult și noi trebuie să-i dăm lucruri de a, prin care îl simte, iar masajul este un element esențial în a percepe ceea ce tu îi oferi. Și de asemenea un lucru pe care trebuie să-l spun este că mamele este nevoie să se gândească la acest masaj intuitiv, pentru că el există în noi, și m-aș bucura dacă femeile s-ar uita către ele și ar începe să facă niște lucruri așa intuitiv ca mame, ca femei, ca femei care i-a născut, și să vezi ce dă din tine, ce îți vine ție firesc și natural așa să faci, intuitiv, pentru că noi știm lucrurile astea, ce ar trebui să facem copilul. Și dacă chiar nu știm nimic și absolut nimic, cerem părerea unei persoane mai în vârstă, cum ar fi o bunică, o străbunică, o moașă din jurul nostru, sau chiar moașa de la spital care vă poate îndruma. Și... îmi place să spun mereu că este o hrană emoțională acest masaj al copilului, pe oricum nu durează mult, este foarte scurt, 5 minute, 10 minute, nu durează mai mult. Nici nu rezistă copilul atât de mic să îi faci masaj ca unui adult. E adevărat că beneficiile sunt aceleași, însă durata este foarte scurtă. Uite, mi-am mai notat ceva ce mi-a plăcut foarte mult și din nou îmi doresc să spun acest lucru și cumva să mă pregătesc de final. Este faptul că toți copiii pot învăța lucrurile automat, așa, dacă sunt lăsați mai liberi, mai, cu mai puțină atenție din partea părinților, sau pot învăța sub îndrumare, așa cum am spus, sub ghidare, chiar de atât de mici, și este mult și mult mai relevant și mai important pentru sănătatea lor. Chiar dacă pentru părinții care nu au cunoaștere în domeniul ăsta medical, în domeniul creșterii și dezvoltării, este important să știți că el contează într-adevăr și că este vital să îi dați copilului posibilitatea de a învăța cu ghidare și de a nu lăsa să crească și să dezvolte singur. Și aici am un exemplu foarte concret, să știți, eram studentă în anul
3 de facultate și am făcut practică la toate căminele de copii din București aproape, dar unul dintre ele care era chiar în spatele căminelor și facultății de educație fizică și sport în Cotroceni, în București, este chiar și acum, în spatele lui, este un centru de copii. Și pentru că vedeam copii din aceștia mereu, acolo m-am văzut doi copii, eram eu cu o colegă de-a mea și am văzut doi copii de care noi ne atașaserăm și am vrut să-i scoatem din incinta căminului. Nu știu cât aveți cunoaștere despre cum este situată Facultatea de Educație Fizică și Sport, dar este chiar la stradă, chiar în zona Cotroceni, aproape de Dâmbovița este strada și se vede și râul. Și am vrut să ieșim cu ei pe stradă, să trecem. Am avut aprobarea directoarei, am cerut să ieșim cu ei, să-i scoatem din incintă și să ne plimbăm un pic pe malul râului. Pentru mine, la 22 de ani, 23 de ani, a fost un șoc să văd că, și să înțeleg, n-am înțeles exact atunci, dar înțeleg acum și mai bine, cum a fost un șoc pentru mine, a fost și pentru copii. Țipau și urlau și își puneau mâinile la ochi și nu puteau să... Nu se adaptau la lumină, nu se adaptau la zgomotul mașinilor și la ceea ce îi auzeau ca putere, așa, ca zgomot. Și atunci a trebuit să-i ducem rapid înapoi, să ne spună directoarea că din cauza asta nu ne-am dat seama, dar ne-am speriat și ne-am dus cu ei înapoi. Așa poate să crească un copil de la sine. Adică lăsat mai mult în pătus, ceea ce se și întâmplă cu foarte mulți copii, sunt lăsați și pur și simplu să crească, așa ca... Nu știu, ca o floare care o pui acolo și nu o mai vezi decât o uzi o dată la o săptămână și atât, așa, de la distanță, eventual. Este diferit în a crește singur un copil, că oricum crește. Și cu noi și fără noi crește. Dacă îi dăm nevoile primare, apă, mâncare și îl spălăm, el crește. Dar să crească în afecțiune, să crească în bucurie, să crească în liniște, să crească în pace, să se dezvolte fizic, psihic, emoțional, sufletește, asta nu o să o facă. Dacă noi ca părinți nu ne implicăm, dacă îi punem doar telefonul ca să plânge și nu știu ce să-i fac. Am auzit explicația asta. Plânge și nu știu ce să-i fac. Și atunci îi dau telefonul. Sunt copii care sunt autiști virtual, este adevărat, e o problemă serioasă acest autism virtual, pentru că părintele, mama în special, fără să-mi ia nimeni în nume de rău, este bucuroasă că acel copil al ei e cu minte. Adică pentru ea este important să fie cu minte, adică să nu miște, să nu gângurească, să nu vorbească, să nu plângă, să, dacă poate să schimbe și singur, ar fi ideal. Și atunci, da, e să-și mănânce singur. Da, sunt mai multe de spus aici, dar, din nou, copilul învață despre el și despre mediul înconjurător atunci când noi dăm atenție. Atunci când noi îl luăm în brațe, atunci când noi îl ridicăm și arătăm în jur, când vede lumina soarelui, așa cum vă spuneam despre acei copii care sunt crescuți doar în pătuțele lor, imaginați că la un cămin din acesta nu îi scoate nimeni afară, nu îi scoate nici din încăpere de multe ori pe bebeluși, că nu are cine. Sunt copii care nici nu știu cât sunt, cred că sunt 2-3 asistente pe tură și ei probabil că sunt 30, dacă nu mai mult. Este foarte greu, abia dacă au timp să le dea să mănânce, să-i schimbe, dar să le dea și afecțiune fiecăruia. Și atunci acești copii cresc așa câțiva ani, se ridică în picioare foarte greu, sunt copii care merg de la 2-3 ani încolo, pentru că stau decât în pătuți. Același lucru se întâmplă și cu mamele care lasă copiii așa să crească singuri, pentru că ei sunt cuminți, se trezesc pe la 6-7-8 luni, că copilul, mi s-a întâmplat acum și am avut recent un bebeluș, o fetiță care avea 7 luni și nu se ridica în funduleț deloc. Se dea pe burtigă, pe spate, mă rog, se rostogolea un pic și cam atât. Mama de frică nu a mișcat copilul, nu s-a jucat cu el, nu i-a fost teamă. Au, nu pot să-i fac așa. Dar cum să-i fac așa? Vă rog, uitați-vă la aceste video ale acestor femei care sunt pe internet și fac masaj bebelușilor, așa cum se face în Africa. Eu nu zic să faceți ca în Africa. Avem și noi metodele noastre și sunt aproape similare. Însă este important să facem ceva, să nu lăsăm copilul. Da? E important să facem. Și dacă nu avem acest antrenament susținut, această pregătire susținută pe care să o facem noi, asta îl numesc eu antrenament cu copilul, dar este cu ghimele de rigoare antrenament. Da? Este nevoie să facem aceste lucruri în fiecare zi. Și
Se spune că o schemă de mișcare se formează, bine, ca să facem o schemă de mișcare sunt multe mecanisme pe care noi trebuie să le cunoaștem, sunt în legătură oasele cu mușchii, cu articulațiile, cu sistemul nervos, cu receptorii, cu hormonii, cu... sunt foarte multe lucruri care atunci când fac așa, deja sunt atât de multe elemente care m-au determinat pe mine și ideea, motivația, apoi este ideea, apoi este execuția, sunt foarte multe lucruri care contează și asta este în controlul motor, dar mai mult decât controlul motor înseamnă felul în care se adaptează cu stimulare și inhibiție în același timp, adică mișcarea este în același timp și stimulată să apară și excitația ca să fie, dar și inhibiția ca celelalte componente să nu se opună unei mișcări de finețe și să fie rezultatul ăsta de a pugni din degete. Lucrul ăsta se învață în timp. Mi-aduc aminte pe fiul meu cel mic, care pe la 5-6 ani încerca și nu putea să facă. Abia acum face, la 8 ani, 9 ani, da? Reușește să pocnească din degete. Dar el se străduiește de ceva timp. Deci, țineți cont de faptul că activitate motorie neuro, psiho, motorie se formează prin repetări, prin sute, zeci, sute, mii, milioane de repetări. Iar ele încep de la naștere. Încep cu atenția noastră, a părinților. Dacă copilul este stimulat, dacă noi suntem într-o coerență a noastră cu noi, suntem și cu copilul nostru și este important. Nimic nu apare dintr-o dată. Asta înseamnă educația, asta înseamnă creșterea și dezvoltarea în armonie. Există multe etape, să știți, există etape de dezvoltare a copilului pe luni. În prima lună trebuie să facă ceva, în a doua lună trebuie să facă ceva, în a treia lună trebuie să facă ceva, în a patra, în a cinci, așa mai departe. Aceste lucruri le știu specialiștii. Dacă este ceva ce vă îngrijorează, adresați-vă. Însă este important să știți că un prim punct și un prim pas este această vârstă de 6 luni, în care copilul trebuie să stea și să mențină poziția de șezut, da? De stând în fund, cum se spune, și mai avem încă o poartă importantă, de fapt sunt 3 luni și 6, 3 luni este postura păpușii, aceea în care stă cu capul pe spate, pe burtică și cu capul ridicat și cu coatele și sprijinit pe coate, este postura păpușii la 3 luni și apoi acest 6-7 luni sunt importante. Dacă copilul nu face aceste poziții la vârsta respectivă, atunci este o problemă cu ceva. Dar de obicei, din ce am observat, este o situație pentru că părinții sunt într-o anxietate vis-a-vis de a mișca copil, de a lua în brațe, de a-l învârti, de a-l răsuci, de a-l ridica în sus, știți cum se făcea. Le este foarte teamă și foarte frică să nu greșească ceva, tocmai pentru că au apărut multe standarde. Nu putem să-i creștem după standarde, să ne lăsăm intuiția să vorbească, să ne gândim ca femei ce avem de făcut, pentru că știm. Și să nu ne mai fie frică că greșim, că nu este nimic greșit în a urma pe bunica, pe mama, pe străbunica și așa mai departe. Nu e nimic greșit. Oamenii au crescut așa mii de ani și am crescut bine, frumos, să luăm ce este bun, să ne folosim de telefon doar în contextul în care el ne este util, nouă ca adulți, dar nu copilului, nu bebelușului în niciun caz. Și ceea ce este modern să folosim. Poate putem să folosim o cădiță și nu trebuie să mai mergem cu cana la chiuvetă sau mă rog cum se spălau înainte copiii afară. Ar mai fi de spus multe lucruri, dar cred că este suficient ceea ce eu mi-am propus să vă aduc în atenție, să vă dau aceste teme de reflecție care pentru mine sunt extrem de importante și, așa cum am spus la început, un punct de îngrijorare. Vorbesc și alți colegi de-ai mei, vorbesc și alți profesioniști despre aceste lucruri. Ceea ce îmi doresc este ca tot ceea ce am vorbit astăzi să vă fie de folos, să vă meargă la suflet, să vă puneți întrebări și să alegeți conform cu natura, cu ceea ce Creatorul ne-a lăsat. Doamne ajută!